În plină caniculă, fântâna din centru a fost abandonată, se titrează pe prima pagină. Aflați de ce nu poate fi reparată. În săptămâna care a trecut a fost validat Consiliul Local, iar primarul a depus jurământul și Consiliul Județean și-a prezentat echipa pentru următorii 4 ani. Titi Petre semnează editorialul Fraz de cruce politică. Deficitul de medici rămâne de actualitate. În articolul Se caută medici, directorul Spitalului Județean vorbește despre încercările de a aduce specialiști la Buzău. Buzoienii află că un concern japonez face angajări, iar peste puțin timp podul de la Mărăcineni va intra în reparații. În ultimele zile, accidente grave s-au înregistrat în județ. Un microbuz a luat foc, un carusel din Drăgaică era să provoace o tragedie și un buzoian și-a pierdut viața la locul de muncă. HDN-ii au realizat un interviu cu atașatul politic de la Ambasada Statelor Unite ale Americii despre libertatea de expresie. Pe ultima pagină aflați cât de periculoasă este apa fântânilor din satele buzoiene. Dintre titluri amintim contre pe posturile din primărie și expoziție eveniment. Viața Buzăului publică o selecție de epigrame. Mai puteți citi articole de medicină naturistă, programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.